Președintele Consiliului Județean Adrian Ștef se află la Bruxelles unde participă la ședința membrilor ALDE din Comitetul European al regiunilor și la sesiunea plenară COR. În cadrul ședinței Comitetului se vor adopta propuneri pentru îmbunătățirea planului de investiții a Uniunii Europene. Printre principalele obiective se numără consolidarea capacității de mobilizare a investitorilor privați de la nivel regional, precum și garantarea faptului că și teritoriile mai puțin dezvoltate și proiectele la scară mică vor putea profita de intervenția noului fond care se ridică la 315 miliarde de euro. O altă discuție de interes pentru români va fi cea legată de expirarea sistemului cotelor de lapte care va afecta în special capacitatea de producție în regiunile dezavantajate.